Ascultați Calea Eroilor. Cartea 1 din Inelul Vrăjitorului, de Morgan Rice. Lectura Cătălin Popescu. Thor alerga de-a lungul cărării din pădure împreună cu ceilalți, ținând sabia care îi fusese dată pentru vânătoare. Lângă el se aflau Rhys, O'Connor și Elden, însoțiți de cel puțin 50 de alți membri ai legiunii. În fața lor călăreau 100 de cavaleri de argint în armuri ușoare, unii având săbii scurte, dar cei mai mulți cu săgeți și arcuri atârnate pe spate. "Atingem încă o dată prietenul," îi spuse el încet gravului Elden, "și te asigur că te voi ucide." "Oh, ba înțeleg foarte bine," se auzi vocea lui răgușită. Își trase înapoi brațul și ultimul lucru pe care Thor îl văzu fu pumnul acestuia venind în jos, direct spre fața sa. Apoi, totul în jur se întunecă. Ați ascultat Calea Eroilor, cartea 1 din Inelul Vrăjitorului, de Morgan Rice. Lectura Cătălin Popescu.